Bună ziua! În sfârșit am găsit o formulă de salut, vă salut normal. Și am ajuns acasă după o jumătate de zi destul de plină, o clasă de body pump, un antrenament de umeri și o clasă de cycling. Sunt lihnit, nu mai pot de foame și am spus să-mi gătesc ceva pentru două mese, acum și puțin mai târziu, somon la cuptor cu broccoli. Ceva foarte simplu și foarte ușor de făcut. Deci sper să-mi iasă destul de ok. Accept și criticile voastre. Poate în felul ăsta, dacă dați voi și aveți mai multă experiență în treaba asta, am dat și voi un sfat. Pune ulei, nu pune ulei, fă așa, nu fă așa. Eu am să-l fac acum cum știu eu, adică cum nu știu, că n-am făcut niciodată. Dar pentru început am să pun, în primul rând, broccoli la fiert. Somon, am două bucăți mari, cum am spus, o bucată o mănânc acum, după ce termin de gătit, și o bucată o mănânc puțin mai târziu, peste câteva ore, înainte de a pleca din nou la sat. Așa, deci am să-l dau puțin cu ulei de măsline, doar foarte puțin, 2-3 țișuri. Așa, puțin sare. După cum am spus, nu vreau să fac rețete pentru vreun concurs la televiziune sau să mă compar cu mari bucătari ai lumii. Nu sunt un specialist în treaba asta și dacă nu fac eu, cam mor de foame sau mănânc în oraș. Și prefer să îmi fac eu. Petra, îi place și ei somonul, îmi place să mânce sănătos. Ne-a scurit ceva frunze, milodeni, dar nu știu ce am aici. Oregano sau rosmarin? Am să mă risc și am să pun puțin rosmarin, nu știu. Dacă e ok, dacă e ok. Foarte puțin, dar cumva mi-e ok să nu dau greșit. Doar pentru o aromă, cred că nu este foarte rău ce am văzut aici. Cam așa arată înainte de a-l pune. Broccoli. Să vedem și la final. Bun. Aha, somonul este gata. Am să scoatem. Ce bine arată, ce foame mi-este. Bun. Am să iau bucata mai mare acum. Așa, Armando, cu tupeu. Pentru prima dată, eu sunt foarte mulțumit de aspect. Acum să vedem și ce gust are. Da? Ce gust poate să aibă de somon? Eu centrez, eu dau capul, eu întreb, eu răspund. Încep să mă obișnuiesc cu treaba asta, să vorbesc cu camera. Petra, vrei și tu? Hai să-ți dau din față de ea. Bun. Urmează partea mai grea,
Da, este vecinul meu care dă cu mașina. Urmează partea cea mai grea, adică partea cu editarea. Îmi ia ceva timp, sunt la început, folosesc un program, încă îl învăț și doar timp să am ca să pot să-l editez cât mai repede să-l postez. Aștept să-mi dați subscribe, să-mi dați comentarii, să-mi spuneți părerile voastre și criticile sunt foarte binevenite, le accept, doar așa pot să progresez. Și haideți să vă arăt cum arată mai de aproape. Bum! Eu zic că arată acceptabil pentru prima dată când am gătit somon. Before and after. Adică after. Fuse și seduse. Ce să facem? Nu pot să spun că m-am super săturat, nici nu este indicat să te saturi, să te simți așa ca un balon pe mai multe răsturești decât mergi, dar este numai bine. De-aia mi-am făcut și două bucăți, tocmai ideea de a mânca peste jumătate de oră, când o să-mi fie foame. Așa mi-este bine, de obicei, foame după jumătate de oră. Sper că v-a plăcut acest video, aștept să prindeți părerea voastră, poate chiar și un share dacă sunteți darnici și ne vedem în următorul video. Bau! De-aia am făcut și două bucăți, tocmai în ideea pentru a mânca. Sper că v-a plăcut acest video. Aștept un... Sper că v-a plăcut acest video. Sper că v-a plăcut acest video. Vă mulțumesc că... Sper că v-a plăcut acest...